Bună dimineața! Nu doar pielea îmbătrânește, ci și plămânii. Vinovatul este oxigenul, fără de care nu putem trăi și care ne ruginește în mod inevitabil. Îmbătrânirea pulmonară începe la vârsta de 30 de ani. Studiile au arătat că insuficiența respiratorie acută poate apărea rapid în 24 de ore dacă suntem expuși la o atmosferă compusă exclusiv din oxigen. Această toxicitate se explică prin producția de radicali liberi în concentrații mari, care depășesc capacitatea antioxidantă a organismului. Aerul pe care respirăm în mod obișnuit produce leziuni minime, dar se pot acumula în timp odată cu înaintarea în vârstă. Cum să încetinim îmbătrânirea pulmonară? Pe lângă renunțarea la fumat, avem două soluții. Activitatea fizică și consumul de antioxidanți, care neutralizează radicalii liberi. Mișcarea regulată, practicată la orice vârstă, are un efect miraculos în menținerea și ameliorarea funcțiilor respiratorii. La capitolul alimentație, ar trebui să creștem aportul de antioxidanți din legume și fructe. Vitamina A, C și E, alături de pigmenții vegetali, se opun îmbătrânirii. Cele 5 porții de legume și fructe recomandate a fi consumate zilnic chiar funcționează. Există studii care arată că un aport crescut de polifenol și carotenoide, două clase de fitonutrienți cu proprietăți antioxidante, încetinesc îmbătrânirea pulmonară. Găsim beta-caroten în toate legumele de culoare verde închis, roșu și portocaliu, de la morcov și ardei gras până la spanac și pătrunjel. Și licopenul din roșii este tot un pigment din familia carotenoide, cu efect de protecție la nivelul pielii și al plămânilor. Cât despre vitamina C, cu cât mai multă, cu atât mai bine. Este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură. Suntem la început de vară. Profitați de mișcare și consumați din belșug legume, verdețuri și crudități. Sunt benefice pentru siluetă și încetinesc îmbătrânirea. Pe curând!